20 martie 1831 se năște la Câmpul Lung Mușcel Teodor Aman. A crescut într-o familie înstărită care a pus accentul pe educația copiilor, cărora le aducea profesori de muzică și limbi străine tocmai de la Viena. Copilăria și-a petrecut-o la Craiova. Apoi Teodor Aman studiază la Colegiul Sfântul Sava din București. Datorită plecării deosebite către lumea artelor, decide să plece la Paris unde va trăi vreme de 10 ani. La întoarcerea în țară este adeptul genului istoric în pictură, în deplină concordanță cu idealurile naționale de dezrobire și libertate ale românilor. Opera sa se desfășoară nu numai în planul picturii, artei grafice, ori al artei decorative, ci în egală măsură în planul organizării învățământului artistic românesc. Înființează la București Școala de Artă Frumoasă, la care a fost director mai bine de un sfert de veac. Într-un caiet de însemnări menționa dorința sa, țelul de a aduce țara românească la cunoașterea artelor. Tot el a organizat primele expoziții colective cu caracter periodic, precum și cea din tâi Pinotecă din București. Opera sa se îmbogățește în timp prin abordarea tuturor genurilor picturii. Teodor Aman a oscilat între romantism, academism și impresionism, fără însă exista o demarcație strictă între ele. Tehnicile folosite sunt atât pictura de șevalet, cât și gravura și desenul. De asemenea, opera sa se împarte în lucrări de mari dimensiuni, mai ales în cazul compozițiilor eroice inspirate din trecutul patriei și al portretelor artistice și lucrări pe suprafețe reduse, în care aborda subiectele contemporane și ale vieții cotidiene. Admirația sa pentru marele revoluționar român Nicolae Bolce lectura cărților acestuia i-a inspirat pictorului prima mare compoziție istorică intitulată Cea din urmă, Noaptea lui Mihai Viteazu. Operele Hora Unirii la Craiova și Votul de la 24 ianuarie sunt lucrări inspirate din scene văzute și trăite de Aman. Inspirându-se din legende, din cronici, a zugrăvit numeroase compoziții, scene de viață unor voievozi precum Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, Mihai Viteazul. Conștient de valoarea propriei personalități, Aman s-a imaginat pe sine în ipostaze impunătoare, sobre și elegante, recuperând o tradiție vastă a autoportretului din Renaștere până în epoca romantică. Teodor Aman a realizat portrete individuale sau de grup, pictează subiecte inspirate din viața societății burgheze, iar peisajul apare în lucrări precum Stradă în Câmpul Lung sau Peisaj cu râu și copaci. În gravurile sale întâlnim teme cu caracter social și istoric, scene reluate uneori din picturi mai vechi. În același timp, un priceput sculptor în lemn cioplește chipurile lui Traian și Decebal, Matei Basarab, Mircea cel Bătrân și Ștefan cel Mare și ale altor voievozi. Teodor Aman reprezintă azi, poate mai mult decât oricând, o provocare pentru istoriografia artistică. Reașezarea lui în contextul culturii românești și exactă lui încadrare stilistică par a fi încă probleme nerezolvate pe deplin. Dacă Aman nu ar fi fost pictor, ar fi fost scriitor cu certitudine. În fiecare tablou se poate citi câte o poveste. Limbajul plastic devine narațiune. Personajul principal este un mare pictor, un maestru de anvergură europeană. Acțiunea se desfășoară în atelierul său, în grădină, la Sinaia ori la Paris. Teodor Aman a lăsat în urma sa aproximativ 3000 de lucrări, tablouri, desene, gravuri, sculpturi, toate mărturii a varietății operei sale.